acestui, președintele a venit probabil la serviciu, sau mai mult ca sigur la serviciu, a intrat în bursa Palatului Cotroceni, după care poarta s-a deschis, mașina s-a întors, iar dânsul la, spun eu, a avut amabilitatea să vină să se rezolve cu la mine. I-am spus lucruri care cred că va debloca complet aceste dosare, adică dorim de securizarea, i-am numărat un document cu revendicările, a doua zi am înregistrat acest document la Palatul Cotroceni, de securizare este singura soluție pentru ca procurorii să nu se mai poată prevala, indiferent de dispozițiile generalilor sau supra-generalilor sau oamenilor politici, că nu pot cădea documente din dosar aflat în fază de cercetare, în dosar penal aflat în fază de cercetare. Repet, a fost fapt acest embargo, s-au primit deja, nu văd nimic să oprească, să continue ceea ce au început să facă în luna aprilie, atunci când au primit la luna iunie, atunci când au primit aceste documente la drept. N-aș putea să spun că n-am ghicit în secolul președinte, domnul președinte, în momentul în care i-am spus despre desecretizare, a primit în ochi, a luat documentul și mi-a spus că am înțeles ce revendicați și ne-am despărțit. Sigur, orice acțiune implică sau necesită seriozitate. Probabil că în Germania n-ar trebui să discutăm de așa ceva, sau la Curtea Europeană, pentru acolo se discută pe onoare, în România, în vedere neîncrederea în rândul populației, la diferite probleme, nu la aceasta pe care, la acest proces pe care eu îl fac, spun că trebuie seriozitate. Și atunci, și pentru a putea proba, săptămâna aceasta, după 3 zile de grevă, am fost la medic, mi-am făcut toate analizele, mâine voi fi din nou la medic, din nou voi face toate analizele, joi voi fi din nou la medic, sper să nu mai fie nevoie, dar ca program vă spun, asta intenționez, la 3 zile, cel puțin în această fază. Iar dacă, Doamne ferește, va fi nevoie de un proces mai lung, atunci probabil că acest lucru îl voi face la două zile. Vreau să mulțumesc policlinicii care au acceptat să facă gratuit. Asociația nu este asociație bogată, iar în ceea ce mă privește, nu vreau să mă întâlnim, dar nici nu vreau să comentez situația financiară. Sigur că este de mare ajutor că reușim să facem analizele gratuite. Mă opresc atunci când există ceva scris că dosarul 97/90, precum a dispus președintele Curții Europene, să fie pe masă, aici, în această sală, și să-l prezinte. Scris. Nu verbal, în comisiunile 6, m-am săturat. Iar legat de refuzurile procurorilor, la fel, așteptăm încă răspuns. Noi am fost și săptămâna trecută la parchet, am fost și săptămâna aceasta la parchet, așteptăm încă răspuns și probabil la următoarea conferință de presă o să vă să vin cronologic pe zile, pe ore, dacă e cazul, și pe adrese, dar nu adrese de genul acesta. Imediat cum am intrat în greva Doamnei, șeful parchetelor militare Ion Vasilache, în data de 5, semnează o adresă prin care îmi spune, veniți la studierea dosarelor, în ziua de 5, deci în 5 o semnează, în 5 mă cheamă, 6 e data poștei, 7 ajunge la Asociația 21 de 5.
Aceasta nu mai este instituție care slujește cetățeanul. Este o bătaie de joc. Bătaie de joc a fost numirea acestui om la secția marchetelor militare. Nici astăzi nu are certificatul de atestare profesională. Nici azi, după un an și jumătate, acest om semnează fără certificat de atestare. CSM-ul a fost exizat în acest sens și neacordat. Și cu toate acestea, el rămâne în funcția acestei secții. Care este motivul pentru care un asemenea om este numit acolo decât oprirea lucrărilor în dosar? Un singur amănunt, vreau să vă spun că în momentul în care am început dialogul, i-am spus vreau actele dosarului începând cu finalul lui. Adică vreau să știu și să informez cu europeană dacă statul român, în ultimul an și jumătate, a făcut prin dumneavoastră ca procuror cercetări în dosarul 97/90. În acel moment a avut o reacție extrem de violentă, iar de acolo s-a ajuns la limitări și la tipete de genul, ne-am săturat de Măriești, ți-ai făcut bilă cu Voinea la Rânca, abar la unde e Rânca, un asemenea om nu are ce căuta în procuratură, nu în fruntea unei secții, la secția militară, pentru că secția militară totuși rămâne o secție destul de sensibilă. Acolo a fost o stare gen Carlos. Și alții tovarăși de-ai noștri care în perioada comunistă au ucis. Începând cu ziua de astăzi, la revendicările pe care, pentru care am intrat în recurs de hrană, se va adăuga un absolut normal și pe Curtea Europeană, nereproșit nimic curții deocamdată, adică conexarea tuturor celor peste 190 de cereri ale revoluționarilor din România la dosarul 97/90, dosar care se află în judecare, sau mă rog, la curte, acceptat de către președintele curții să fie judecat cu prioritate. Deci conectarea tuturor cererilor revoluționarilor din România la acest dosar pentru a fi un întreg și a se finaliza cât mai repede. Domnul avocat, dacă mai este de așa, dacă nu, cel puțin. Oricum, vreau să vă spun că știți că procurorul este comandat de județul de legii de față în România. Articolul 25 care cred dacă nu mă așa, spune că avocatul nu se eliberează dacă este în cercetare penală, numai dacă se aplice atingere în juridici eventual cursul cercetării penale. Deci eu, ca poate deocamdată, nu pot mă aștepta la cercul pe juridice, pentru că eu sunt direct interesat în soluționarea cauzei juste. Și atunci nu văd de ce acest recurs foarte clar, răspicat, spus de procuror, că nu se eliberează astfel, se va duce că sunt în cercetare penală. Este interpretarea pe care ești această dispoziție aici. Și vreau să fac și o completare, vă să citesc o frază, o adresă a agentului guvernamental, trimisă parchetului general, semnată de către agentul guvernamental, și care spune următorul lucru. Precizăm totodată că instanța europeană ne-a solicitat expres o copie integrală a dosarului penal numărul 97/90. Deci agentul guvernamental trimite parchetului această adresă, iar parchetul nu respectă decizia, sau agentul guvernamental trebuie să ridice documentul. Să răspund aceste instituții, pentru că sunt instituții publice, instituții plătite din bani publici, instituții care, din punctul meu de vedere, fac foarte mult rău prin nerespectarea României, bineînțeles, prin nerespectarea deciziilor, mai ales raportul de țară, având în vedere raportul de țară, care nu a fost tot mai favorabil
și mai ales pe capitolul ăsta. Mă întrebă vă rog. Nu cum se conține toate folii de documente? Cum s-a făcut selecția dacă și dumneavoastră a documentelor care v-au fost trimise? Mă rog, copiile de documente care v-au fost trimise. Este prima parte, sunt doar... Ce fel de documente? Nu cred că s-a făcut o selecție. Noi nu am avut nicio posibilitate de a selecta sau de a nu selecta. Sunt părți bărbămate și o fără un avocat, deci una, două, un să le desfășurez și să...